Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face această pâinică inimioară cu mac. Pâinică cu mac sau colocel cu mac, cum vreți să-i spuneți. Bună ziua, bună ziua, facem colocel. Aluatul este gata. Așa. Acum aluatul este gata și o să facem o inimioară din acest aluat pentru Sfântul Valentin Day. Așa. Și o să întindem așa. O să împăturim. Așa. Așa. Și acum o întindem să facem o șuviță lungă, să putem da formă unei inimi. Așa. Așa, mai mult. Așa, acum eu ce am să fac? Am să lung cu ou și după aceea o să-l dăm prin mac. Așa. Aici am un ou. Ca să fie mai gustos, punem și un praf de sare. Să punem și un prăfușor de sare. Așa. O să lungem bine. Amestecăm mai întâi bine, 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 bine. Așa. Și acum o să lungem așa bine pe toate părțile. Așa. Așa. Îl întoarcem și lungim așa peste tot. Așa. Ne pregătim să avem pregătită o hârtie de copt curată. O hârtie de copt unde o să punem peste ea. Așa. Aici avem hârtia noastră de copt și o să punem peste. Mac. Mac sau susan, ce aveți? Puneți peste. Așa. Și acum noi ce o să facem? O să răsucim. Așa, după ce l-am dat bine, 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 bine prin ou, o să-l răsucim prin mac. Așa. Ia uitați. Așa. Așa. O să dăm prin mac, cât mai mult mac. Așa. Și după ce am răsucit bine prin mac, dacă mai e nevoie, mai punem. Așa. Mai punem așa peste. Așa.
Așa. Ca să fie îmbrăcat în mac. Așa. Așa. Să punem așa peste tot macul, să fie îmbrăcat bine. Așa. Vedeți? O să punem așa peste tot. Așa. Aici avem tava noastră de copt. Și o să tăiem așa în două. Așa. Și o să-l punem așa în tavă. Așa. Acestea două le unim așa aici. Și aici o să unim așa. 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 Și acum cu un forfecuț o să începem și o să tăiem așa. Și o să punem una în dreapta. Una în stânga, așa. Și întoarcem așa ca să putem tăia. Așa. Și acum tăiem și aici.
Așa, și ultima o tăiem aici. Așa. Le unim așa bine aici. Așa și aici. Și acum cu ou o să dăm peste. Așa. Așa. Dăm la cuptor la 190-185 de grade, acum depinde de cuptor, și lăsăm circa 30 de minute. Așa. Aceasta este inimioara și cu ce ne-a rămas, ia uitați, vedeți, cu ce ne-a rămas, noi o să le așezăm așa, ia uitați, așa, și o să facem o floare, mai tăiem așa de aici, așa, și o să așezăm așa aici, în... Așa. Așa. Și o să-i dăm cu puțin ou peste. Acum dăm la cuptor totul. Așa, și am folosit tot aluatul. Dăm la cuptor la 185-190 de grade, circa 30 de minute. Colăcelul nostru, pâinica noastră cu mac, inimioară, este gata. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce, la revedere!